cu probleme oncologice, pe cei care le au grija, ce anume trebuie făcut în această perioadă grea. Pentru că o viteza, rapiditatea cu care ne mișcăm în problemele oncologice este definitorie. Am invitat alături de noi în această zi doi specialiști și un pacient expert să ne poată răspunde la întrebări. În primul rând, direct de la Institutul Oncologic București, doamna conferențiar Lucia Stănculeanu. Sărut mâinile, doamnă! Bună ziua! Se află alături de noi ca să vă răspundă la întrebări. Întrebările, o parte dintre ele, și sunt o mulțime, ni le-ați trimis deja, altele le puteți pune chiar acum în comentarii. De la Ploiești, doamna Amedea Niță, doamna doctor oncolog Amedea Niță. Sărut mâinile, doamnă! Bună ziua, bine v-am găsit! Și pacientul expert Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Pacienților cu Cancer, loc în care vă puteți adresa dacă aveți nevoie de ajutor. Bună, Cezar! Bună ziua! Bună ziua! Ce avem de făcut este să luăm întrebările în ordine, în așa fel încât să vă puteți dumiri, poate, încă din întrebările medicilor, încă din răspunsurile medicilor, ce anume aveți de făcut, sau dacă aveți nevoie de lămuriri suplimentare, să o faceți chiar voi, punând întrebările în comentarii. Doamna doctor Stănculeanu, vă rog mult, ce îi sfătuiți în acest moment pe pacienții dumneavoastră, pe pacienții oncologici? În primul rând îi sfătuiesc să nu renunțe la tratament, dacă au tratament, să fie în permanentă legătură cu medicul curant și în același timp să stea în casă, în afara momentelor în care ajung la tratament sau la spital. Pentru că infecția cu COVID poate să zădărnicească sau să întrerupe tratamentul oncologic. Și atunci, cel mai bine pentru pacientul oncologic este să nu se îmbolnăvească. Am înțeles. Acum, povestea este că, în anumite cazuri, urgența, mișcarea rapidă, e foarte importantă. Ce trebuie să înțeleagă ei din să nu vină dacă nu e necesar, față de să ne mișcăm cât mai repede în ceea ce privește tratamentul sau diagnosticul oncologic? Ce trebuie să înțeleagă? Trebuie să înțeleagă că dacă au un medic sau o echipă multidisciplinară care îi tratează, să ia legătura cu acea echipă dacă apar ceva ce nu știau și dacă este nou diagnosticat, atunci iarăși să ia legătura cu echipa oncologică, să încerce să facă o programare în așa fel încât să nu aglomerăm mai mult decât trebuie, să putem să păstrăm distanța socială între noi. Lucru care este foarte greu de realizat atunci când pacienții sunt foarte mulți și trebuie să îi rezolvăm pe toți. E foarte greu să ne înțelegem dacă nu încercăm să avem răbdare unii cu alții și mai ales să respectăm regulile deja impuse. Cum se întâmplă la Ploiești, doamna Amedea Niță? Ce se întâmplă din perspectiva acestui deziderat pe care îl spunea și doamna Stănculeanu? Trebuie să protejăm atât medicii cât și pacienții. Cum se organizează lucrurile acolo? Păi lucrurile stau în felul următor. Așa cum spunea și doamna conferențiar Stănculeanu, pacienții au la dispoziție, cel puțin în privința mea, numărul de telefon. I-am învățat, deși poate deveni pe alocuri extrem de obositor, să mă sunem prealabil. Practic, facem un triaj înainte de a veni în cadrul spitalului. Întrebări simple. Ați avut febră? Aveți o simptomatologie mai aparte față de ceea ce aveați? În condițiile în care oamenii care sigur trebuie să vină și să urmeze cursul direct al tratamentului nu prezintă niciun fel de modificare specială, vin la spital conform unor ore pe care le programăm o zi înaintea internării. Practic, noi la telefon le comunicăm exact ora la care trebuie să ajungă la spital. Și avem un interval de 10 minute în care recoltăm analizele la câte doi pacienți, nu mai mult și
nici mai puțin. Deci, practic, încercăm să-i facem un timp în așa fel încât să nu petreacă foarte mult timp, să nu petrecem, practic, unii cu alții prea mult, prea mult timp. Așa încât și personalul medical să fie cât mai puțin expus și mai ales și. De asemenea, am mai încercat să preluăm, pentru că, spre exemplu, Institutul Oncologic București este un loc nu aglomerat, ci foarte aglomerat, să mai preluăm parte din pacienții dumnealor pentru a-și continua tratamentul și pentru, sigur, a le ușura și dumnealor activitatea, pe cât se poate, bineînțeles. Ni se atrage atenția că se aude cu microfonie. Vom închide partea de video. Rămânem în telefoane pentru că se aude foarte bine din telefoane. Avem fotografiile dumneavoastră și vom continua așa acest live, în așa fel încât oamenii să audă în liniște tot ce au de auzit. Cezar, o rugăminte, ce faceți zilele acestea? Și te întreb ca să le spuneți, să le spui și oamenilor, ca să înțeleagă și ei ce fac, pentru că voi ați deschis și un call center la care se pot adresa. Spune-mi, te rog frumos, cum anume funcționează și ce au oamenii de făcut. Da, în acest timp ne-am gândit să ne sprijinim doctorii cu acest call center pe care l-am deschis și permitem să spun numărul de call center 021-253-0591 cu tarif normal, la care pacienții pot suna pentru informații medicale, unde avem doi doctori care răspund întrebărilor lor, cu consiliere psihologică, dar și informații de nutriție, unde la fel răspund doi specialiști în materie. Pe de altă parte, noi am cerut în mod insistent autorităților să treacă peste ambiguitățile emise în ordonanțele lor, și anume să facă diferența între urgențe și pacienții cronici care deja începuseră să fie externați din spitale. Nu e vorba de cele două spitale prezente azi în emisiune, e vorba de spitale în țară care au început să externeze pacienții și pe bună dreptate pacienții s-au panicat. De aceea, poate ați văzut aseară în ordonanța militară, secretarul de stat Raed Arafat a subliniat clar, oncologia rămâne parte în asistență medicală continuă. Dar aici aș avea de punctat câte ceva și deja institutele cred că au început să facă acest lucru. Noi ne dorim testarea profilactică atât a personalului medical cât și a pacienților, ca fiecare să aibă acel confort de siguranță în tratamentele pe care le atribuie și pe care le primește pacientul. Deci, neapărat trebuie să testăm personalul medical în primul rând, pentru a nu ne mai trezi cu nu știu ce minuni și să avem grijă de doctorii noștri, pentru că fără ei nu se poate. Și trebuie să testăm și pacienții pentru a garanta doctorilor că acest contact minimal până la urmă, că fiecare trebuie să se protejeze, le conferă acel confort de care au nevoie pentru a-i trata pe pacienții pe care astăzi îi reprezintă aici în emisiune. Îți mulțumesc mult! Ne întoarcem la București, la IOB, la doamna Stănculeanu. Doamnă doctor, aveți o întrebare de la reporterul ProTV Andreea Groza. Ea și-a înregistrat această întrebare. O pune atât pentru ea personal, dar mai ales pentru urmăritorii postului pe care ea îi reprezintă. Haideți să ascultăm întrebarea în așa fel încât să îi puteți răspunde. Ok. Să ne explice, doamna doctor, de ce un bolnav este de 10 ori mai, să zicem, mai vulnerabil decât un om sănătos în fața acestui coronavirus, mă refer la bolnavii de cancer. Aș vrea să știu dacă pentru persoanele care sunt acum în tratament de chimioterapie, ce poate să facă aceste persoane în cazul în care s-ar și infecta? Aceasta a fost întrebarea, da. Aceasta e întrebarea. Păi, răspunsul este simplu. Chimioterapia
și nu numai, tratamentele oncologice în sine duc la scăderea imunității, scăderea imunității care face ca pacientul oncologic să fie mai ușor supus îmbolnăvirii, să aibă tendința de a se îmbolnăvi mult mai ușor. Stările de leucopenie de după chimioterapie, dar nu numai, chiar și tratamentele imunoterapice pot să ducă la modificarea stării de imunitate. Și atunci, sigur că pentru pacientul oncologic este bine ca această măsură de protecție, de a sta în casă, de a păstra distanța socială, să fie respectată nu numai de el, dar și de familia acestuia, pentru că, așa cum știți, contagiozitatea este mare. Acum, dacă într-adevăr se îmbolnăvește, sigur că tratamentul oncologic se întrerupe, numai că boala va fi cu certitudine mult mai gravă decât la un pacient care nu are această comorbiditate. Și mai trebuie să țină cont pacientul oncologic că, în afară de comorbiditatea dată de cancer, există și alte comorbidități. Pacientul oncologic, care poate să fie cu o vârstă mai mare, să fie mai în vârstă, dar și pacientul tânăr poate să aibă alte boli, alte comorbidități, toate la un loc duc la creșterea șanselor de îmbolnăvire și, din nefericire, scăderea șanselor de supraviețuire pentru pacientul oncologic. Eu nu vă aud, nu știu dacă m-ați auzit. V-am auzit foarte bine, să știți. Am închis la valiera ca să vă puteți auzi dumneavoastră foarte bine pentru spectatori. Doamna Medeea Niță, pentru că Ploieștiul e destul de aproape de București, avem o întrebare specifică. Dacă un medicament este prescris într-un județ în care nu se găsește, dar e găsit în altă parte, este rețeta validă? Îl poate ridica pacientul de acolo medicamentul? Vorbim de medicament oncologic. Deci se presupune că este un medicament dat pe Programul Național de Oncologie, da, emis de un doctor dintr-un anumită localitate, să zicem, spre exemplu, din București, și pacientul este din județul Prahova. Da. Asta este speța întrebării. Ideea este în felul următor. Sigur că rețeta fiind dată pe PNS, trebuie eliberată de doctorul din județul respectiv, pentru că medicul respectiv are contract cu casa județeană, dar ideea este în felul următor. Dacă pacientul are prescris de către un medic dintr-un centru universitar sau de unde ori ar fi el, are indicația pentru medicamentul X, poate veni la un medic din teritoriu și medicul respectiv o să-i elibereze o altă rețetă cu același medicament, cu același dozaj, pe care și-o va ridica din județul unde locuiește. Fără dubii se poate face treaba asta și, așa cum spuneam și mai devreme, noi încercăm să preluăm parte din pacienții care se tratau fie la București, fie la Cluj, fie în afara țării, sigur, care își doreau tratamentul în alte părți. Încercăm pe cât posibil să rezolvăm aceste probleme la nivel local. Și credeți-ne că ne iese. Vă felicităm! Mulțumim! Întrebare pentru Cezar Irimia. Care sunt cele mai frecvente întrebări pe care și nelămuriri și temeri pe care pacienții vi le adresează prin acest call center despre care ne-ați vorbit? În primul rând este teama de abandon, referitor la asistență medicală. Normal că noi îi liniștim și le comunicăm cele ce au spus și doamnele doctor până acum. Normal că îi sfătuim să păstreze distanța socială pe cât se poate, dar toți motivează că nu-și găsesc tratamentele, cel puțin cele făcute acasă, cele care se achiziționează pe circuit deschis, și sunt nevoiți să meargă din farmacie în farmacie cu toate restricțiile făcute până la acest moment. De aceea noi am cerut asigurarea continuității acestor tratamente și cerem asta de un an de zile, nu de acum, de când este pandemia, și nimic nu s-a rezolvat decât pe aici, pe acolo, în foarte, foarte slabă mișcarea celor care ar trebui să ne asigure continuitatea acestor tratamente, iar pacienții sunt îngroziți de acest lucru. Cât privește medicul oncolog,
ei au toată încrederea și s-au pus toată speranța în medic-oncolog care îi îngrijește, dar și aici intervine o problemă de deplasare. De deplasare în condițiile în care deplasarea este restrictivă și atunci noi ne-am gândit să le oferim, să-i ajutăm în 4 orașe din țară, București, Cluj, Iași și Timișoara, să-i ducem către unitățile sanitare unde se tratează, către spitale, către institute și să-i ducem înapoi acasă. Iar pentru cei care vin din provincie, la fel îi ajutăm, îi luăm de la gară, nu le asigurăm transportul între localități, între județe, dar local le asigurăm transportul printr-un contract cu o firmă de taxi și e bine să știe toată lumea care nu a fost informată până acum. Teama lor este de a fi infectați cu acest virus, știindu-se clar că sunt mai vulnerabili, așa cum a zis doamna conferențiar Tănculeanu, și problema negăsirii medicamentelor care îi obligă să se deplaseze din farmacie în farmacie. Au doar promisiuni, unii au întârziat și 2 luni tratamentele, alții spun că în spitale nu se găsesc terapiile pentru care s-au deplasat la spital. Deja avem la Iași un exemplu privind tratarea Hodgkinului. Pacientul a fost pus pe drum de la Piatra Neamț spre Iași și i s-a spus că va fi sunat să meargă înapoi acasă, că va fi sunat cum e medicamentul în farmacia spitalului. Există o problemă cu aceste medicamente privind Hodgkinul, care sunt date necondiționat, iar cele pe cost volum, același medicament se găsesc în stocul farmaciei spitalului, iar cele care sunt pe necondiționat, adică suportate integral de stat, nu se găsesc la timp atunci când pacienții sunt programați. Cred că această problemă să fie rezolvată de managerii acestor unități sanitare, iar pacientul să fie pus pe drum cât mai puțin posibil. Mersi mult, Cezar. Oricum, cred că oamenii trebuie să știe că urmarea situației speciale în care trăim, noi reglementări le dau voie să intre în contact direct cu medicul specialist, cu medicul de familie. Vă recomandăm, inclusiv în lucruri ce țin de diagnostic și de tratament, trebuie să știți asta. Așa că încercați să luați legătura cu medicul dumneavoastră curant, fiindcă puteți să țineți legătura cu el de la distanță. Este permis în acest moment, este complet legal. Nu mai e nevoie să validați cu cardul de sănătate. Dacă aveți tratamente oncologice care se vând în farmacii cu circuit deschis, vi le puteți lua din localitatea în care sunteți, pentru că rețeta se poate trimite online. Haideți să luăm o nouă întrebare pentru doamna conferențiar Stănculeanu, una de la Radio România Actualități, Adriana Turea. Bună ziua, Adriana Turea, Radio România Actualități. Pacienții care sunt nevoiți să ajungă la Institutul Oncologic din București sau la Spitalul Județean din Ploiești pentru tratament sunt testați pentru COVID-19? Sunt anumite protocoale pe care trebuie să le urmați în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc și eu de întrebare. Răspunsul la întrebare este așa, există triaj la intrarea în Institutul Oncologic și triajul este cel reglementat de către minister, se ia temperatura pacientului și dacă este afebril, pacientul răspunde la toate întrebările privind definiția de caz. Iar apropo de testare, nu există o testare, sunt testați doar pacienții care sunt operați în momentul de față în Institutul Oncologic, grație unei sponsorizări, din câte am înțeles, date de Regina Maria, de Centrul Regina Maria. Și probabil că de săptămâna viitoare sperăm să reușim în colaborare cu Institutul, cu platforma Fundeni, de fapt, și cu Centrul de Cercetare Translațională din Fundeni, dacă
testarea tuturor pacienților pe baza unei colaborări și probabil a unei sponsorizări privind, pe care sperăm să o primim privind testele. Sigur că testarea pentru pacientul oncologic nu intră teoretic în ceea ce înseamnă definiție de caz ca să fie testați automat. Așa că deocamdată cam la atâta se limitează, sperând ca de săptămâna viitoare să putem să testăm mai mulți pacienți. La Ploiești, doamna Medianiță. La Ploiești lucrurile stau oarecum similar cu ceea ce povestea și doamna conferențiar Sămculeanu pentru București, pentru institut, adică pacienții categoric trebuie să treacă prin procesul de triaj. Avem și aici o problemă destul de mare pentru că la un moment dat se face o aglomerație destul de mare la acest centru de triaj, mai ales când vin pacienți mulți deodată și în fine, se face o coadă în care de multe ori nu se respectă neapărat metru acela, dar am încercat să reglementăm și 2 metri aceia, mă scuzați, să reglementăm și acest aspect. Problema este că după ce trece de acest triaj, și noi trebuie să vă recunosc că mai avem și problema gărzilor, când vin pacienții direct în gărzi, noi avem un protocol conform căruia, sigur, pacientul când vine, spre exemplu, în gardă, la fel, este monitorizat de către asistenți din punct de vedere al temperaturii și al răspunsului la întrebările menționate în chestionar. Dacă pacientul, în fine, îndeplinește, ca să zicem așa, una din condițiile care corespund infecției cu COVID, automat se ia legătura cu spitalul de boli infecțioase și, practic, noi de aici trimitem direct la spitalul de boli infecțioase pentru testarea pacientului. Altfel, în mod uzual, nu testăm pentru că nu dispunem de teste pentru pacienții, nu numai oncologici, că noi spitalul nostru are mai multe secții, pentru niciun fel de secție nu dispunem de testări și nici personalul medical nu este testat. Important pentru toată lumea, dacă vreți să știți în zona dumneavoastră ce se întâmplă și cum anume se întâmplă în institutele oncologice din area în care locuiți, să știți că la finalul acestui live o să avem un material filmat și cu doamna dr. Mazilu de la Constanța, deci pentru cei care sunteți arondați în zona Dobrogei, de la Iași, de la Institutul Oncologic din Iași, și încercăm să-l avem și pe domn profesor Ciuleanu de la Cluj, dacă vom putea în această transmisie. Ne întoarcem acum la întrebările publicului pentru doamna profesor Stănculeanu. Oamenii vor să știe cum anume, dacă vă sunt pacienți, cum anume vor fi abordați. Ce faceți dumneavoastră cu pacienții dumneavoastră? Cum anume încercați să-i dirijați, ghidați, liniștiți în perioada asta? Păi, în primul rând, toți pacienții, cel puțin pacienții mei, dar toți pacienții secției în care lucrez, au numere de telefon ale medicilor curanți, au numere de telefon inclusiv ai medicilor rezidenți care lucrează și se pregătesc în Institutul Oncologic, deci în permanență sunt în legătură cu noi, au inclusiv o adresă de mail a cabinetului în care își pot primite documente medicale ca să putem să discutăm la obiect apropo de neliniști. Pacienții care sunt programați sunt în fiecare dimineață sunt lăsați, există o listă cu pacienți programați care este lăsată la triaj, unde acolo în care pacientul, dacă are nevoie de însoțitor, este trecut cu însoțitor, însoțitorul este și el triat, adică nu intră fără să facă acel chestionar, fără să fie termometrizat și legătura de fapt este continuă. Inclusiv pacienții ne sună dacă spun că și-au rezolvat problemele în alte județe și în general am luat legătura cu cei din județele îndepărtate, inclusiv cei din Suceava, care veneau la București și teoretic oamenii și-au putut rezolva continuarea tratamentului în zonele respective cu colegii noștri oncologi din țară.
practic, nerămânând fără tratament, poate că o problemă mai gravă sau mai rea este a celor care au nevoie de paliație, dar asta este o problemă în care aș spune eu că de care o problemă generală, dat fiind numărul mic de centre de paliație și unități în care pacientul care are strict nevoie de paliație poate să se adreseze. Cam așa decurg lucrurile din punctul de vedere al meu, din punctul de vedere al colegilor mei după secție. Mulțumesc mult, doamna Stănculeanu. Mai aveți o întrebare de la Cosmina Grigore de la Asociația Immunis, care vrea să știe în ce condiții și pentru ce proceduri se aplică telemedicina pentru pacientul oncologic în acest moment. Telemedicina mai puțin se aplică pentru pacientul oncologic. V-am spus deocamdată, ca să discutăm de telemedicină, ar trebui să avem o platformă pe care să o utilizăm. Însă, apropo de telemedicină, între noi, colegii, când discutăm de comisie de indicație terapeutică, de strategie terapeutică, atunci mai utilizăm telemedicina. De fapt, utilizăm Skype-ul ca platformă, utilizăm internetul. Cam atât aș putea spune despre telemedicină în contact cu pacienții. Sigur că utilizarea internetului, adresei de mail pe cabinet și după aceea, de multe ori, inclusiv Skype sau video call, a mai reușit. Dar fiecare totul ține de tehnica pacientului pe care o are în dotare, dar pe de altă parte, inclusiv de timpul nostru, pentru că, de fapt, ziua e foarte aglomerată acum. Pe de o parte sunt pacienți în spitalizare continuă, în spitalizare de zi, pacienți în ambulator, plus toate răspunsurile care trebuiesc date și pe care încercăm să le realizăm într-un timp care să fie, oricum e mai mare de 6 ore, de 8 ore, de multe ori se întâmplă să stăm și 10 ore în spital, tocmai în dorința de a asigura o continuitate în tratamentul pacienților noștri. Vă mulțumesc mult. Doamna doctor Amedeia Niță, știm că vorbim acum de simptome, pentru că suntem mai tot timpul în casă, suntem mai atenți la noi, ni se întâmplă să ne dăm seama că avem niște simptome care ar trebui să ne îngrijoreze. În cazul doamnelor, un nodul, în cazul nostru o tuse care, să zicem, ne ține de o lună într-una, poate că simptome de scaun cu sânge sau diaree continuă care ne-ar putea duce cu gândul la o problemă a colonului. Ce anume ar trebui să știe oamenii aceștia în legătură cu viteza de diagnostic sau cum anume pot ei, dacă au aceste simptome, să afle dacă e o problemă gravă sau nu? Ideea este în felul următor. De cele mai multe ori nu se adresează direct oncologului neapărat când au astfel de simptome. Vorbim de pacienți nediagnosticați oncologic, deci doar niște pacienți cu varie simptome. Poate în cazul pacientelor cu, eu știu, formațiuni la nivelul sânilor, să zicem că ne ajung pacienții direct nouă. Ceilalți, în general, se adresează per prima medicilor de familie, care ulterior îi redistribuie către specialitățile care se ocupă de diagnostic. Vezi gastroenterologul pentru problemele digestive. Sigur, dacă sunt probleme de natură pneumologică, categorică, vor ajunge la pneumofiziolog. Trebuie să vă mărturisesc că, din ceea ce știu, cel puțin în județul nostru, funcționează secțiile respective. Pacienții, sigur, o hemoragie, eu știu, o rectoragie sau scaune negre reprezintă o urgență și categorică pacienții se vor adresa specialităților respective pentru investigații suplimentare și nu vor sta acasă. O tumoră mamară, sigur că este important să fie vizualizată imagistic și clinic și aici sigur că pe baza unor programări lucrurile se întâmplă. În sensul că la noi, cel puțin la secția de radiologie, se pot efectua mamografii, dar, repet, conform programărilor telefonice și numai programărilor telefonice, deci pacienții nu pot veni pur și simplu pentru investigațiile respective, deci trebuie să sune înainte
și sigur că li se face o evaluare imagistică dacă este cazul. Mulțumesc mult. Cezar, ai știință din informațiile primite de la pacienți că se întârzie tratamentele, că se întrerup tratamentele în perioada asta? Din păcate, da. Așa cum am exemplificat pe o anumită formă de cancer sanguin, se întâmplă acest lucru, se amână tratamentele, dar asta din cauza neglijențelor bănuiesc la nivel de aprovizionare sau licitație. În rest, pacienții noștri comunică cu medicii. Există acea teamă a infectării cu virusul COVID, atât în rândul medicilor cu care am discutat, dar și a pacienților, și o chestiune normală. De aceea insistăm pe testarea profilactică, atât a personalului medical în primul rând, și după care și a pacienților. Într-adevăr, nu sunt bani, nu sunt dispoziții în acest sens, și de aceea și noi trebuie să ne implicăm ca și industria farma, și o spun direct, pentru a putea sprijini acești pacienți și personalul medical să fie testat COVID și în repetat, normal, că eu știu la ce perioadă stabilesc ei din punct de vedere medical. Deci pacienții noștri au întreruperi de tratamente atunci când și nu prea găsesc tratamentele în farmaciile cu circuit deschis sau bănuim noi din vari motive în spital atunci când sunt programați, așa cum v-am exemplificat, existența medicamentului respectiv în farmacia cu circuit închis, lipsa de fapt a medicamentului din farmacia respectivă. Eu sper că lucrurile se vor rezolva și aici vedem importanța telemedicinii care ar putea rezolva mare parte din aglomerările de la porțile spitalelor și instituțiilor oncologice și mai ales e importantă pentru sensibilitatea acestor pacienți cu un sistem imunitar scăzut, ar fi mai bine să fie conciliați telefonic sau, mă rog, prin mail-uri, dar ce facem acolo unde nu există această posibilitate? Mersi mult, Cezar. Doamna profesor, haideți să intrăm un pic în atingerea aceasta de COVID. Care sunt temerile oamenilor când intră la IOB și știu că orice pacient oncologic este o dată în plus la risc față de infecția cu acest virus, cu virusul, coronavirusul nou? Temerile sunt firești, sunt acelea de a nu se îmbolnăvi. Sigur că temerile sunt bilaterale, pentru că și noi medicii ne gândim că ne putem îmbolnăvi, dat fiind faptul că nu avem posibilitatea să-i testăm sau nici măcar să ne testăm noi între noi și să știm dacă suntem sau nu bolnavi. Însă temerea există și sigur că de multe ori și din nefericire am pacienți care, deși i-am sfătuit să nu întrerupă tratamentul oncologic, tocmai pentru că era foarte important pentru ei să mențină rezultatul, să mențină tratamentul, au întrerupt tratamentul, asumându-și, de fapt, dorința de a continua tratamentul oncologic după expirarea stării acesteia de urgență și dorința de a-și păstra sănătatea, între ghilimele, tocmai ca să nu se infecteze. Sigur că temerile există, faptul că am încercat sau am reușit parțial, este foarte greu într-un institut ca acesta să nu existe aglomerație, pentru că nu totul este planificabil. Sau chiar dacă este planificabil, pentru că ne planificăm pacienții, îi sunăm, îi rugăm să nu ajungă decât la anumite ore, din nefericire, dorința de a fi sigur că ajunge îi face să nu respecte orele și atunci aglomerația există, orice, în fiecare zi sunt de fapt
momente în care încercăm să le explicăm pacienților că este bine să păstreze distanța socială, să respecte ora la care au fost chemați și să nu ajungă mai devreme decât trebuie. Vă mulțumesc. Un caz special în această situație este pacientul cu probleme oncologice pulmonare. Aici se întâmplă două lucruri. Pe de o parte, COVID, exact acolo boala, exact acolo se manifestă în primul rând, motiv pentru care aparatele, dispozitivele de testare, bronhoscoape, radiografii, îmi închipui că în această perioadă sunt foarte aglomerate. Iar pe de alta, din câte înțeleg, și aceasta este și întrebarea, am vrea să înțelegem și dacă există riscul ca pacienții aflați în prima parte a noilor, a terapiei cu noile medicamente, imunoterapii, să poată fi confundați cu ca și cum ar avea o infecție pulmonară în loc să fie vorba despre această reacție imunologică a organismului în lupta cu cancerul pulmonar. Sigur că există discuția de diagnostic diferențial. Din fericire însă, sau mai bine spus, din fericire, pacientul când ajunge să facă tratamentul imunologic cu imunoterapie, de fapt, este un pacient care are deja diagnosticul pus și nu are alte investigații de făcut în momentul în care începe tratamentul. Sigur că atunci când revine, se pune în discuție febra. În principiu, un pacient în tratament, un pacient cu cancer pulmonar, dacă nu este suprainfectat, nu face febră și atunci prezența simptomatologiei febrile, a febrei, este un lucru care poate să te ajute în departajarea clinică, la care noi mai folosim investigația imagistică, respectiv radiologică, și computer tomografică pentru a încerca să diferențiem. Însă, de principiu, poți să faci diferența între infecția COVID și pacientul cu simptomatologie dată de cancerul pulmonar. Sigur că ar trebui testat. Însă, discutăm de pacienți care au nevoie de testare, de medici care au nevoie de testare, dar nefiind în definiția de caz, atunci sigur că putem pentru pacientul cu febră să aplicăm definiția de caz și să fie testat. Dar în rest nu avem teste suficiente pentru toți, așa cum v-am spus anterior, sperăm să putem de săptămâna viitoare să testăm pacienții care vin la institut, mai ales cei care vor fi internați în spitalizarea continuă. Mulțumesc mult! Doamna doctor Amedeia Niță, între pacienții dumneavoastră aveți vreun pacient care are și COVID? Nu avem niciunul confirmat și trebuie să vă mărturisesc că spre bucuria noastră nici măcar o suspiciune n-am avut până la momentul actual, dar sigur timpul nu-i trecut, pentru că, după cum bine știți, urmează o perioadă critică pentru toată lumea. Așa încât trebuie să fim pregătiți pentru orice, categoric. Nu sunt pacienți cu COVID, cu afecțiuni oncologice, nu? Poftiți, nu v-am auzit. Nu, pe doamna Stănculeanu, întrebam exact același lucru, dacă la București avem pacienți care oncologici care au și COVID. Nu, vorbesc în Iobe. Fericire, nu am avut niciun pacient cu COVID, am avut două suspiciuni sau trei suspiciuni care au fost infirmate de testele făcute, încadrându-se în definiția de caz a acei pacienți. Cezar, o întrebare. Avem ca pacienți, presupunând că cineva chiar vrea să-și facă testul, în afara testelor acestora care sunt în institute, avem vreo soluție să ne facem testul? Cu siguranță nu. Pentru că aceste teste, în primul rând, nu se găsesc. Chiar dacă pacienții doresc să și le facă contracost, din păcate nu sunt prioritari pentru aceste teste, nu se califică, așa au primit răspuns de la laboratoarele care fac aceste teste, dar pe mine mă bucură inițiativa institutelor și a spitalelor private
de a testa pacienții, așa cum se întâmplă la Cluj, la Iași, la IOB, iată, și Timișoara. Deci oamenii au început să înțeleagă gravitatea acestei infectări cu COVID și de aceea au luat atitudine. Mai greu este să găsim aceste teste, pentru că, din câte am înțeles, capacitatea de testare există. Din păcate, lipsesc testele. Și aici ne vom implica și noi să putem sprijini spitalele în achiziționarea acestor teste, pentru ca fiecare medic, personalul medical, să fie testat în primul rând și după aceea fiecare pacient și mai ales cei care se internează, așa cum a zis și doamna profesor Speculanu, să fie testați pentru a ne liniști și a avea acel confort pentru a răspunde tratamentelor aplicate în patologia oncologică. Mulțumesc mult! Așadar, încă o dată vă spun, dacă aveți întrebări pentru medici, e un mare noroc, avem doi medici foarte cunoscuți aici cu noi, puneți-le în comentarii. O să luăm o întrebare de la un jurnalist, Marilena Frâncu. Este, cred, o întrebare pentru doamna doctor, doamna profesor Stănculeanu. Bună ziua, sunt Marilena Frâncu de la Radio România Cultural. Aș dori să știu dacă experiența celorlalte epidemii, respectiv de SARS și MERS, a folosit medicilor și cercetătorilor și în ce fel. Și totodată aș dori mai multe informații despre imunizarea pasivă, respectiv terapia cu plasmă imunizată provenită de la foști pacienți cu COVID-19. Ce rezultate s-au obținut, cui se poate aplica, ce contraindicații există și dacă poate fi folosită această metodă și în prevenția infecției cu noul coronavirus. Doamna profesor? Întrebarea e o întrebare complexă la care am să spun că nu o să răspund, pentru că nu am calificarea de a răspunde, eu tratând pacienți oncologici și nu, iar pacienții n-am avut în spital niciun pacient, apropo de epidemiile anterioare, care să fie să vină bolnav și să aibă și boală oncologică în cadrul institutului. Apropo de utilizare pentru pacienții oncologi, este discutabil să folosim această terapie. Din punctul meu de vedere, cred că discutăm de terapii pe care încercăm să le facem, dar nu cred că sunt aplicabile pacienților oncologici. Mai departe, partea de epidemiologie, de boli infecțioase, nu este la specialitate și nu o să vă răspund. De frică că o să vă răspund, pot să greșesc în apreciere. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc, doamnelor doctor, pentru că ați fugit din activitatea nebună din aceste zile pentru cei pacienții aflați în spatele ecranelor. Vă las acum să vă continuați activitatea rugându-vă să vă putem trimite întrebările la care încă nu sunt răspunsuri pe mail, în așa fel încât să primească răspunsuri calificate de la dumneavoastră. O zi absolut splendidă amândurora, multă, multă sănătate dumneavoastră și pacienților dumneavoastră. Rămânem cu Cezar Irimia în live pentru că vom asculta ce se întâmplă și la Constanța, dar ce se întâmplă și la Iași în legătură cu această situație nemai întâlnită încă. E vorba de pacientul oncologic. Toate răspunsurile la aceste întrebări, după cum vedeți, validate de medici, vă vor sta la îndemână într-un ghid al pacientului oncologic pe care îl facem împreună cu organizația pe care Cezar o prezidează, Federația Asociațiilor Bolnavilor cu Cancer din România. Așadar, mergem la Constanța, unde o auzim pe doamna doctor Laura Mazilu. Da, vă ascult. Din câte știți dumneavoastră, există discontinuități în luarea tratamentului pentru pacienții care își iau medicamentele din farmaciile cu circuit deschis? Există pentru aceștia o soluție de livrare la domiciliu, pentru acum sau și ca soluție pe termen lung? Deci nu am cunoștință să există discontinuități în pacienților cu medicația de circuit deschis. Nu s-a întors niciun pacient cu rețeta să spună că nu și-a găsit medicația. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că este o problemă. Cel puțin noi n-am avut niciun fel de semnale de genul acesta din ambulator.
Pentru livrarea la domiciliu, da, probabil că există o soluție să poți livra la domiciliu pentru pacienții care n-au acces facil în centrele de unde ar trebui să-și ridice medicația și probabil că după ce se va ridica starea de urgență, ar fi și o soluție pe termen lung, asta pentru anumiți pacienți care au acces dificil în centrele unde au medicul curant și de unde își iau rețetele. Cum se realizează în această perioadă legătura dintre specialistul oncolog și medicul de familie, astfel încât pacienții oncologici să nu fie afectați de starea de urgență? Păi, în general, comunicăm prin intermediul scrisorilor medicale, dar când a fost nevoie, am sunat medicul de familie și am vorbit personal cu medicul de familie ca să indicăm ce are nevoie pacientul. De exemplu, dacă are nevoie să-și facă o hemogramă de control, i-am explicat că este absolut necesar și că pacientul trebuie să aibă acces la un laborator, astfel încât noi să știm exact ce este cu pacientul și cu analizele pe care le-am solicitat. Nu am avut probleme nici din punctul acesta de vedere. Și cred că cred că și medicii de familie și ei sunt extrem de încărcați, să spun, în perioada asta, dar comunicarea a existat. N-a fost nici asta o problemă. Ce algoritm utilizați în această perioadă pentru pacienții oncologici, astfel încât să nu aibă de suferit? Și ce se întâmplă cu pacienții care trebuie să facă investigații în această perioadă? Nu știu dacă avem neapărat un algoritm. Ideea este că noi avem numerele de telefon ale pacienților, ei au fost sunați, cei care au avut nevoie de rețete și au primit tratamentul. La un număr de pacienți am eliberat și scrisori medicale astfel încât să-și poată ridica în continuare medicația de la medicul de familie. Nu știu dacă este neapărat un algoritm acesta. Deci am încercat cumva, am primit pe WhatsApp rezultatele investigațiilor și al analizelor astfel încât ei să nu se deplaseze. Pentru investigații, acolo unde am putut amâna investigațiile am făcut-o, adică am zis că putem aștepta să facem investigațiile mai târziu. Am prelungit practic aprobările de medicație prin Casa Națională. Putem să le prelungim încă 3 luni fără să fie nevoie ca pacientul să-și facă neapărat investigațiile. Adică am încercat cumva să oferim acces pacienților la tratament. În funcție de caz, evident. Ok. Avem un proces de administrare a terapiilor perfuzabile, a imunoterapiilor la domiciliu. Se poate face asta? Nu. Acest medicină la domiciliu de genul acesta sunt în țări, cred, cum este Franța și cred că mai sunt și altele. Nu există un program prin care pacienții își pot primi tratamentul la domiciliu. Aveți în spitalul dumneavoastră zone de triaj, circuite de acces pentru pacienții oncologici? Da. Se face o testare la intrare? Nu. Avem zone de triaj neapărat pentru pacienții oncologici. Avem oarecum circuite separate, pentru că pacienții care se duc în ambulator, care este separat de secția de oncologie, intră prin altă zonă a spitalului, unde se face triajul epidemiologic, iar pacienții care ar trebui să se interneze în secția de oncologie au un culoar separat. Asta se întâmplă la modul ăsta pentru că așa este spitalul. Și secția este într-un loc, ambulatorul este în alt loc și cumva ei au niște circuite separate. Dar nu sunt testați încă pacienții. Aveți un sistem de programare online? Nu avem un sistem de programare online, avem un sistem de programare telefonic. Avem telefoane inclusiv de servici și pacienții și oameni care răspund la telefon pentru programări, așa că pacienții sunt programați. Asta nu e legat de starea de urgență, așa funcționa dinainte oncologia. Bun, Cezar. Cât timp oamenii au văzut-o pe doamna conferențiar dr. Mazilu povestind ce se întâmplă la Constanța? Noi am strâns rândurile, te rog mult, pentru încheiere, materialul nu se încheie, el continuă la Iași, dar pentru încheierea dialogului cu tine, cum anume, ce mesaj ai tu pentru medici? Cred că sunt cei care ne pot ajuta în primul rând în aceste momente, îi pot ajuta pe pacienții oncologici, dar și către autorități. Pentru medici chiar le doresc multă sănătate, ca în continuare să poată avea grijă de noi, în primul rând să aibă grijă de dumnealor, iar pentru autorități în mod imperativ cer testarea profilactică a tuturor cadrelor medicale care se ocupă de această patologie, dar și a pacienților care urmează să fie
internați în internare de zi, ambulator sau internare continuă, pentru a proteja și ceilalți pacienți, dar și cadrele medicale. Nu ne dorim o Suceava 2 sau, mă rog, un alt exemplu să infectăm cadrele medicale și tot personalul. În continuare, oamenii vă pot suna, o să punem în comentarii numărul de telefon. Mai spune-l o dată, te rog mult. 021-253-0591. Perfect, îți mulțumesc. Din nou, îl vom pune și în comentarii. Îți mulțumesc pentru această transmisie, Cezar. Nu închidem live-ul pentru că mergem la Iași, unde o să vedem ce se întâmplă în IRO, Institutul Regional Oncologic din Iași. Ne explică domnul Gabriel Dimofte, directorul medical al institutului. Cum se realizează în această perioadă legătura dintre medicul specialist oncolog și medicul de familie, astfel încât pacienții oncologici să nu fie afectați de epidemie și de starea de fapt? Nu există nicio problemă de comunicare, medicii noștri sunt la servici, sistemul de comunicare funcționează ca și până acum și colegii mei sunt disponibili tuturor medicilor de familie care doresc să ne contacteze. În afară de telefoanele personale, există mail-urile și telefoanele instituției pe care colegii noștri ne pot contacta oricând. Ne-au scris pacienți care ar trebui să facă o bronhoscopie, dar în acest moment nu pot. Ce să facă ei? Cum impactează restricționarea accesului la bronhoscopie tratamentul? Depinde foarte mult de ce este vorba. Dacă este o urgență, începând de ieri când s-au dat niște lămuriri în legătură cu modul de restricționare sau de realizarea controlelor și diagnostică bolnavilor oncologici, medicul curant are voie și poate să facă indicația respectivă. Încercăm să întârziem sau să amânăm puțin controlele care nu sunt urgente. În rest, toate intervențiile diagnostice și terapeutice se pot face, respectând pașii legați de triajul epidemiologic și eventual perioadele de așteptare pentru un eventual diagnostic în cadrul pandemiei de coronavirus. Există vreun proces de administrare a terapiilor perfuzabile, a imunoterapiilor, la domiciliu pacienților? Nu există niciun asemenea protocol. Secția noastră de terapie în regim de ambulator sau de internare de zi funcționează la capacitate maximă. Din punctul nostru de vedere, nu există niciun fel de întârziere de tratament. Întârzierile care există sunt cele de dimineață legate de triajul epidemiologic. Încercăm pe cât se poate să decalăm tratamentele și mai târziu după amiază, dar din păcate colaborăm destul de greu cu pacienții care vor tot să fie văzuți la 9 ore de dimineață. Cum monitorizați reacțiile adverse? Exact ca în orice situație normală, obișnuită, ca în orice zi de lucru neobișnuită, pacienții sunt monitorizați, se fac tratamentele în spațiile medicale cu destinație obișnuită de terapie, de chimioterapie și se monitorizează în același mod ca și într-o internare normală. Aveți o zonă de triaj? Da, există mai multe zone. Există un triaj epidemiologic prin care trec absolut toți pacienții care ajung în spital și care sunt chestionați în legătură cu locul de proveniență, infecții, stare generală, contact anterior cu pacienți care au fost COVID pozitiv. Există o zonă de terapie de zi în care pacienții poartă obligatoriu mască pentru că ei, cel puțin teoretic, pot fi contactați. Și există o zonă de tampon pentru pacienții care se internează în internare continuă, în care stau în perioada în care noi testăm dacă sunt sau nu purtători de COVID. Aveți un sistem de programare online? Exista el dinainte sau l-ați făcut acum? Sistemul de programare online nu este funcțional complet la acest moment. Există varianta în care pacienții ne pot contacta prin internet, prin diverse forme de contacte, prin e-mail, prin mesagerie vocală, prin mesagerie pe telefonică, noi contactăm înapoi. Sistemul de programare online automat nu funcționează la acest moment la întreaga capacitate. Deci nu este acesta live-ul care închide povestea pacientului oncologic. Pregătim
un ghid pentru pacientul oncologic la care o să aveți acces. Dacă aveți nevoie de acest ghid, vă rog, scrieți în comentarii și vom lua legătura cu voi. Va fi disponibil imediat după ce medicii pe care i-ați văzut aici, dar și cei care ne ajută să ne verificăm informațiile pe care le punem pe canal, vor răspunde la ele. Mulțumim deci că ați stat cu noi, mulțumim interlocutorilor noștri, celor care și-au făcut timp în timp ce consultă alți oameni să vă răspundă la întrebări. Duminică seară de la 7 vom intra și vom încerca să explicăm, ba chiar să simulăm o consultație la domiciliu prin intermediul telemedicinei, pentru că e o chestiune nouă și pentru noi ca pacienți, dar și pentru medici care nu sunt niște oameni tehnici. După cum vedeți, și noi, cei care suntem tehnici, avem probleme de transmisie uneori. Deci, duminică de la 7 vă așteptăm să vedeți cum funcționează telemedicina, vom face consultații, cum puteți fi ajutat de la depărtare de medic. Apoi, săptămâna viitoare, vom avea un ghid de nutriție în această perioadă în care suntem închiși între 4 sau mai mulți pereți. Ce vă dorim este să fiți ponderați, să stați în casă, să fiți sănătoși. Vă mulțumim mult, o zi frumoasă, un weekend bun și o duminică a florilor cât mai liniștită.